Doresc în această dimineață ca cel care a privit peste fiecare dintre noi, în continuare tot aceleași priviri calde, blânde și sfinte să fie îndreptate peste fiecare din locul acesta. Preoți, frați, dragi tineri, am un sentiment în care vreau să-l expun cu bucurie pentru Biserica Domnului din locul acesta, fiind și de prima dată, dar consider că este minunat și este un lucru binecuvântat de Domnul, cum s-a și citit cuvântul Domnului, ca să locuim în casa Domnului, socotesc că cel care a avut în vedere să ne dea viață este Dumnezeu. Și doresc împreună cu dumneavoastră să-i glorificăm numele Lui. Mă supun planului Domnului și voinței dumneavoastră și doresc pentru toți acei care îl cunosc pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos, Domnul Mântuitorul nostru, și cei ce nu-L cunosc, doresc ca El să domnească în fiecare ființă din locul acesta. Apoi, mai doresc ca autoritatea și puterea și prezența Duhului Sfânt să rămână peste orice lucrare care se desfășoară în locul acesta și spun pentru totdeauna slăvit să fie Domnul. Dragii mei, am fost invitat, cum spunea fratele Cristi aici, de către iubitul frate, pentru că noi am avut o părtășie și nu de mult, ne-am bucurat și în localitatea de unde vin, o să vă spun puțin mai târziu, însă, dintre dumneavoastră, toți cei care mă priviți aici, eu însumi am cea mai mare datorie și mă întorc mulțumitor Domnului ca unul din cei 10 leproși care s-a întors și ceilalți au uitat. Dar mi-am pus întrebarea, oare numai mie mi-a făcut Domnul bine? Dumneavoastră chiar nu a făcut Domnul niciun bine? În momentul când spun lucrul acesta, mă gândesc că eu sunt cel mai dator, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, cel care altă dată s-a oprit în dreptul bolnavilor, cum se spunea la ora de rugăciune, o să vă spun și vremea când Domnul s-a oprit și în dreptul meu și mi-a dat din nou vederea, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, doresc să aduc un salut pentru dumneavoastră cei prezenți în casa Domnului, unde vreau să-l citesc, îl găsim scris la pagina Bibliei 1161, 1 Tesaloniceni, Cartea Apostolului Pavel, către cei din Tesalonic, capitolul 5, versetul 23 și 24, care îl voi citi. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Apoi, m-am gândit la cuvântul care îl găsim scris tot în Cartea Domnului și pentru că vreau să mă prezint, voi citi ultimul verset din Psalmul 73, pagina biblică 595. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările tale. Amin. Dragii mei, ca și oameni, ca și robei Domnului slujitori, cum dumneavoastră înțelegeți, vin din Biserica Pentecostală Emanuel din localitatea Belinț, nu departe dumneavoastră. Eu nu sunt născut în Banat, am crescut într-o zonă muntoasă, la poalele munților Poiana Ruscăi din județul Hunedoara. Cu ajutorul Domnului, în scurte cuvinte spun lucrul acesta pentru că nu prea multă cultură am învățat noi acolo, nici școală prea multă. Am doar 10 clase, un simplu om. Urmă cu 7 ani de zile, Domnul mi-a încredințat și o slujbă acolo, unde doresc ca să mă păstrez și să slujesc Domnului cu bucurie. Dar, pentru a prezenta câteva lucruri din cuvântul Domnului, vreau să vă spun, înainte de toate, căci Dumnezeu ne cunoaște adresa,
numele nostru și vreau să mă cunoască și Biserica Domnului din locul acesta unde sunt pentru prima dată și slujesc Domnul și vreau să vă spun, numele meu este Podean Ionică, sunt căsătorit în Belinț, Domnul m-a binecuvântat cu 13 lăstari, 9 fete și 4 feciori. Spun lucrul acesta pentru că Belințul are rădăcini de 736 de ani, unde noi avem la ora actuală un mini-poet, un mic poet, un traducător, un profesor pe nume Danilo Simeon și de la el am auzit aceste lucruri cu temelia Belințului. Și la Belinț, până în momentul de față, nu s-au născut la nimeni atâția copii. Și vreau să vă spun cu bucurie, i-am primit pe toți cu drag, sănătoși, nu poartă niciunul ochelari, nu lezesc credința nimărui, nu supăr pe nimeni, dar mă uit la ei și mă gândesc la un lucru care nu pot să-l uit. Știam lucrul acesta de la vârsta de 9 ani, că Domnul mă va binecuvânta cu o casă de copii, pentru că Domnul mi-a vorbit printr-un slujitor al Domnului, înaintat în vârstă, fratele boierul din județul Hunedoara mi-a spus lucrul acesta când aveam acești anișori. Am dorit să-mi vorbească Domnul și astăzi am avut o bucurie și m-a umplut plânsul pentru că am auzit și aici glasul și vocea Duhului Sfânt. Având vârsta aceea, vă duc cu gândul și cu imaginea aceasta, spuneam bunicilor pentru că o mare parte din tinerețe, din copilărie de fapt, am petrecut-o la bunici, au fost slujitorii Domnului în Biserica Baptistă, din comuna Lunca Cernii, Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt în urma dorinței lor și apoi au venit la frații penticostali unde Duhul Domnului se manifesta cu mare putere și Domnul a dat și dar de prorocie ca și la dumneavoastră. Doresc ca Domnul să-și binecuvinteze vasele Lui și în orice vas a inimii noastre Domnul să lasă pe Duhul Sfânt să ne cerceteze. I-am spus bunicului meu atunci și am zis, mie nu mi-a vorbit Domnul niciodată, am auzit, cunosc și mie nu mi-a vorbit Domnul. Știți ce a spus bunicul? Când vrea Domnul. Fraților, n-am stat nepăsător, m-am rugat Domnului. Domnul a trimis de la 62 de kilometri un slujitor bătrân, cum vă spuneam. Omul acesta când a coborât din autobuz avea de mers mult pe jos. L-a întâmpinat vechiul sistem, cum era în vechime. L-a întrebat unde merge și omul a rostit următoarele cuvinte. Merg la Palten sus. Acolo era un mic cătun, unde era casa de rugăciune, unde frații se rugau, cântau Domnului, erau și urmăriți, erau și amendați, Bibliile erau confiscate și nu trăiau ca și noi ziua de astăzi. Însă omul acesta, când a dat acel răspuns că merge să mai vadă încă o dată ogorul Domnului, miliția de atunci l-a lovit peste față și l-a spus în felul următor, fratele boierul, degeaba mai mă bați sau continui să mă bați. Pentru că eu merg să văd ogorul Domnului cam peste 90 de ani și nu se știe dacă mai vin. Fraților, când Domnul a ajutat să urce până sus acolo, s-a uitat la mine peste frați și mi-a spus câteva cuvinte care doresc să vi le spun și eu la rândul meu astăzi. La tine, tinere, spunea, copile drag, Domnul mi-a arătat că vine o vreme, în momentul când vei fi mai mărișor, și îți vei spela hainuțele într-un ciubăr. N-am înțeles nimic. Și m-a întrebat, știi ce înseamnă? Și am zis, nu. Vine vremea când înainte de armată o să faci legământ cu Domnul. Mi l-a spus ca pe carte. Și am zis, eu mă apuc lucrul acesta pentru că la școală eram educat sub altă formă. Și a spus, da. Apoi, după armată, mi-a arătat Domnul că te va binecuvânta cu o familie numeroasă și spunea el printre altele, am numărat la tine în casă peste 10 copii. Și am zis, frate, la mine, eu sunt doar un copil. Și am zis, frate, eu plec, dar cei care sunt aici vor fi martori. Tu vei avea peste 10 copii. Și am zis, nu spun câți. Fraților, eu am rămas așa surprins de lucrul acesta. Am crescut cu ajutorul Domnului în pocăință cu bunicii mei, tata fiind om de lume, cu alte trăiri, cu alte sfaturi, am învățat să laud pe Domnul, m-am bucurat de lucrul acesta, a venit vremea, după ce am terminat clasa 10-a, am mers la întreprinderea minieră la Ruschița, am continuat să merg împreună cu cei care slujesc pe Domnul, apoi am fost chemat ostaș.
În timpul stagiului militar, Domnul m-a botezat și cu Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Pentru că fugeam din timpul meu de somn, renunțam, lucram foarte greu, 8 ore muncă, 8 pe drum, și apoi, din timpul de odihnă, căutam să merg să mă bucur cu cei care îl căutau pe Domnul noaptea, timp de un an de zile, după ce am petrecut 4 luni de zile la Beiuș, și apoi, puțin prigoniș acolo, am fost trimis ca indisciplinat pentru că am rostit numele Domnului, mi-au făcut o urare care nu și-o dorește nimeni și mi-au spus, oasele tale noi dorim să putrezească la Valea Jiului, pentru că îl lăudam pe Domnul, simplu motiv. Dragii mei, acolo, împreună cu alți frați, m-am bucurat și de altfel, eram conștient de faptul că și Domnul vorbise că în timpul stagiului militar voi vedea îndurările Domnului și un znop prin care Domnul va scoate la mântuire. Știa de Dumnezeu, era crescut de mama lui în pocăință, dar mama lui, plecând la Domnul la vârsta de 11 ani, acolo am ajuns să ne cunoaștem, am împărtășit cuvinte frumoase, iar mergând la biserica din Cimpa, Petrila 2, pe data de 6 ianuarie 1988, la ora 1 noaptea, la minus 10 grade, în Jiu, acest iubit frate, care la ora actuală slujește Domnul în biserica din Șoșdea, județul Caraseverin, a încheiat legământ cu Domnul, era în plin de bucurie, chiar dacă era noapte și frig. Întreb astăzi dumneavoastră, aveți bucurie? Doresc ca Domnul să vă dea bucurie în continuare. Amin. Dragii mei, a trecut și lucrul acesta. Am trecut prin câteva etape, am fost prigonit, chiar și bătut. Am fost propus la un an și 8 luni de pușcărie pentru că am mers tot în timpul nopților și am desfășurat servicii religios, adică am lăudat pe Domnul împreună cu încă 24 de militari, cu mine în frunte, 25. Nu eram eu gradat, dar ne-am hotărât să cântăm o cântare în Biserica Domnului și pentru lucrul acesta, la reîntoarcere noaptea, să știa, pentru că eram anunțați, eram părâți, la mine la pas a prezentat un ofițer, nu-i dau numele, m-am bucurat că am putut să rostesc un cuvânt al Domnului și acolo, la miezul nopții, unde am avut capul spart, lovit cu o lanternă cu 3 baterii și omul mi-a spus, o să-ți fac o porție în loc de liberare, o să mergi un pic la pușcărie. Și cei 13.000, cum era la vremea aceea, 552 de lei voi trece în cadrul armatei, în fondul armatei. M-am bucurat că am putut să fiu încercat în felul acesta și am spus acelui ofițer, în Scriptură scrie că dacă Domnului placă-le cuiva, face prieteni pe vrăjmași. Fraților, am bucuria să vă spun că nu la mult timp, după ce a căzut sistemul comunist, omul acesta s-a întors la Domnul, ofițer superior împreună cu soția lui, tot cadru militar, au încheiat legământ cu Domnul și la ora actuală sunt slujitorii Domnului. Mulțumesc Domnului căci așa lucrează Domnul. Dar, dragii mei, să nu uităm un lucru, că înainte de toate acestea, pentru noi toți, cineva, de dragul nostru și pentru mântuirea noastră, prin care am fost răscumpărați, a fost Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Lui. Având în vedere că în ziua de astăzi ne bucurăm de Harul Domnului, de Cuvântul Scripturii, eu m-am născut sănătos, fraților. Dacă ați înțeles, am făcut armata, am satisfăcut stagiul militar, fără probleme. Dar, fiindcă Dumnezeu are în planul Lui să ne treacă și prin diferite încercări, că noi tot ne-am obișnuit să cântăm diferite cântări, mai știm și cântarea aceea, că neîncercat nu să ajungi niciodată. Apoi mi-amintesc de versul unei cântări care spune că toată lumea astăzi zice că se încrede în Hristos. Ori și unde în viață lui vor asculta, cum? Voios. Aici e o problemă, dragii mei. Când ajungi la încercare, atunci îți vezi credința ta. Domnul să ne mărească credința. Amin. De n-ai biruit ispita sau încercarea lângă Domnul, nu vei sta. Mulțumim Domnului că și prin ajutorul Lui, Domnul ne-a scos biruitori și în ziua de astăzi putem să ne mândrim, să ne fălim și doresc să triumfe cel mai înălțător nume al Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Realizăm faptul că anumiți bărbați
ai Scripturii au avut de-a face cu încercări, însă nu uităm că nimeni, Dumnezeu nu l-a îngăduit prin suferință sau probă sau încercare fără ca să îi facă de cunoscut Domnul lucru acesta. Însă noi, în ziua de astăzi, suntem chemați și avem fericirea despre care am citit din cuvântul Domnului, din psalmul acesta 73, versetul 28. Ne luăm fiecare în dreptul nostru. Altădată am fost întrebat de ce povestim. Fratele, așa am citit. Ca să povestesc toate lucrările tale. Lucrarea care Domnul a făcut-o în dreptul meu a fost o lucrare dumnezeiască, lucru care l-am înțeles dintotdeauna. Iar alții oameni, poate chiar și frați, au înțeles altfel. Înainte ca Domnul să mă îngăduie să trec printr-o încercare cu privire la vederea mea, vreau să menționez să nu rămână cineva încurcat. Ce spunea fratele Cristi aici este adevărat, dar nu am fost orb complet. La ochiul stâng încă mai vedeam 15%, iar la dreptul 0. În momentul când Domnul a avut planul acesta să-l apropie pentru mine, m-a anunțat prin Duhul Sfânt, prin vasele Domnului de câteva ori, iar pe data de 22 octombrie anul 2000, pentru ultima dată, Domnul mi-a vorbit în casa de rugăciune, în casa aceea simplă, unde spunea fratele și știe că a fost la noi, la Belinț, casa unde a fost un vechi virt, oamenii acolo și-au petrecut, au făcut diverse lucruri nepotrivite, negative. Noi am cumpărat locul acela, l-am transformat într-o casă de rugăciune, l-am renovat puțin, dar nu prea mult, pentru că era foarte veche, printre cele mai vechi clădiri din Belinț, unde am stat o perioadă destul de lungă, până când Domnul ne-a ajutat și am construit casa de rugăciune, care spunea fratele Cristi. În casa aceea simplă, Domnul s-a coborât de fiecare dată, la fiecare strângere. Simțeam prezența Domnului, eram plin de bucurie și pe data respectivă, 22 octombrie, anul 2000, Domnul mi-a vorbit seara, aveam părtășie unii cu alții, era Duhul Domnului la lucru, în timp ce frații slujeau Domnului, eram cu lacrimi pe obraz și Domnul mi-a spus în felul următor: să mă pregătesc, căci s-a apropiat vremea când Domnul mă va trece printr-un cuptor de 7 ori încins. Și a zis Duhul Domnului: nu-i spre nenorocire, alții vor privi de departe, alții vor spune diferite lucruri, însă eu, Domnul, mă voi coborî ca medic și îmi voi mări numele ca să cunoască lumea că este Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Fraților, noi când auzim înștiințările Domnului, nu stăm nepăsători. Cu ajutorul Domnului, spre zidirea dumneavoastră, din 1991, din data de 25 august, de când m-am căsătorit, și până în ziua de astăzi, numai dacă am fost cumva bolnav, am știrbit o lună cu postul, restul lunii am început cu Domnul. Când deschidem cuvântul Domnului, așa scrie la Geneza: la început Dumnezeu. Și am hotărât lucrul acesta, fiindcă am avut în vedere și anunțul Domnului, am stat înaintea Domnului în continuare și a doua zi, pe 23 octombrie, am plecat la munca câmpului. Noi suntem țărani, aveam animale atunci, ne ocupam și cu grădina, ca și acum, dar țineam și câteva animale și ne trebuia nutreț. Am plecat cu o femeie și cu 3 bărbați la 7 kilometri distanță de localitatea noastră, spre Jabăr. Fratele păstor știe că a slujit în zona aceea. Peste câmp am ajuns, am început activitatea, n-am vrut să arăt oamenilor că eu postesc. La amiază, după ce i-au servit masa, i-am întrebat în continuare care dorește să taie tulei, fiindcă erau la timpul când se taie tulei, era toamnă, vremea aceea, și una din persoane, femeia aceea, spunea în felul următor: dumitale, în continuare mai cântă necântări de la pocăiți. Frații, să nu înțeleagă că eu sunt cântăresc. Fraților, sunt un mântuit al Domnului. Dar am dorit să laud pe Domnul în continuare, să am fața plină de bucurie și am zis către în felul următor: dumneavoastră, o să vă luați uneltele, eu iau mașina cu remorcă, aveam
un autoturism pe benzină, un Aro 10, și după ce ne-am mutat la altă parcelă, în locul acela mai departe de casă, de cei 7 kilometri, am început să-L lau pe Domnul. Apoi m-am oprit când s-a terminat cântarea și am rostit următoarele cuvinte. Doresc să fie snopii de tulei mai grupați, doresc și pocăiții să fie mai grupați și Domnul să ne ajute să fim strânși legați unii de alții. Ca să nu fac prea multe opriri când îi duc acasă. Oamenii m-au înțeles și spuneau în felul următor. Dumitale ar trebui să-ți fie mai ușor să nu mai tai și ar trebui să legi ca să poți să mai cânți în continuare. M-am bucurat. Am luat 200 de sârme dintr-un metal feros care ruginește. Sârmele acelea au fost tăiate cu polizorul. Pentru frații bărbați, cu flexul. Erau aspre la capăt. Aveau șpan. Legându-le la curea la spate, la mine, am început să leg, am lăudat pe Domnul în continuare. În momentul când am ajuns la al șaselea snop și am făcut viteză să-l arunc până la mașină, una din acele sârme agățată în snop și mi-a intrat în ochiul drept 3 cm și jumătate. Eram persoana care cântam. Pun o întrebare, fraților, nu trebuie să-mi răspundeți. Am greșit că am lăudat pe Domnul sau i-a fost ciudă altcuiva? Răspunsul îl dați dumneavoastră. Fraților, omul care cântam, nu sunt eu cel mai pocăit om, sunt alții mai buni ca mine. Lăudam pe Domnul, dar îi mulțumesc Domnului că m-a găsit într-un moment binecuvântat. Într-un moment care nu aveam alte cuvinte pe buzele mele, lăudam numele Domnului, s-a terminat și cântarea și fiindcă afară era soare și plăcut, frumos, eram toți la cămașă, bucuroși, s-a stins și soarele, pentru mine s-a făcut noapte, cristalinul mi-a țâșnit pe față, s-a sleit și am chemat-o pe femeia aceea, zic, veniți aproape de mine să mă ducă cineva cu mașina pentru că eu mi-am pierdut vederea. Cu ochiul stâng, vedeam rădăcine unui copac care se clătina să iasă afară din temelie, mă uitam spre soare, mai vedeam o portocală. Și apoi i-am întrebat dacă cineva poate să se urce la volan și a spus nu. Fraților, mi-am revenit puțin, femeia aceea a venit cu baticul, m-a legat și a crezut că m-am dat cu secera în ochi. Dar secera nici nu aveam în mână. Eram conștient pentru că am auzit cu urechile. Nu vreau să supăr pe cineva, dar am auzit cu urechile când m-a înțepat sârma aceea, ca și cum ai da cu un cuțit într-o sticlă de plastic cu suc sau cu apă. Și s-a terminat. Oamenii nu mai puteau munci, nimeni nu putea să se urce să mă transporte repede la un medic, fiindcă eram, cum am spus, departe și de casă. Am ajuns într-un târziu la medicul din sat. Apoi, când am ajuns în familie, mi-aduc aminte, atunci aveam 7 copii, erau toți mărunți, erau sub 10 ani, cel mai mare, Marian Emanuel, când m-a văzut, era lângă o mătușă, a strigat în gura mare și a spus, veniți să ne rugăm, că tata și-o pierdut vederea, cine ne mai aduce acum nouă pită? Fraților, atât am mai auzit. Soția l-a chemat pe un vecin care m-a dus la Lugoș. Acolo era domnul doctor Drăgilă, oftalmolog. Am ajuns cu întârziere, accidentat de la ora 1, am ajuns undeva la 3 jumate la spital și a spus soției în felul următor. Doamnă, asistenta mea este din Belinț. Puteți să mergeți unde vreți. Omul acesta i-a intrat infecția și la stângul. Cu dreptul nu mai avem nicio problemă, pentru că nu mai avem ce salva, dar noi îl trimitem la Timișoara pentru că el va purta, oricum va purta proteză, fie că rămâneți la noi sau mergeți la Timișoara. Dragii mei, a venit salvarea, nu erau salvări performante, am avut harul ca între localitatea Coștei și Belinț să se defecteze și salvarea. Am ajuns la ora 6:30, la spitalul de lângă piața 700 din Timișoara, la oftalmologie.
Când am ajuns acolo, după o mare întârziere, am fost întâmpinat de doamna doctor Francescu și de domnul doctor Sadun, un medic arab, care mi-au spus aceleași cuvinte. De cât am fost întrebat la început dacă cumva am fost băut în timpul când mi-am dat cu sârmanoc și am zis, dragii mei, eu nu supăr, nu lezesc credința dumneavoastră, dar noi, pocăiții, nici nu punem mâna pe sticlă. De cum să dăm la alții să bea? Mai sunteți și pocăit? Zic, da. Păi și atunci, cum de Dumnezeu v-a luat vederea? Și am zis, doamna doctor, nu vă supărați. Dacă Dumnezeu nu îngăduia să trec prin această situație, eu nu aș fi avut timp să vin niciodată la spitalul de oftalmologie. Dar cu ocazia aceasta vreau să vă spun cum am știut să-i laud numele Lui și să-i cânt numele cu vedere, am să-i cânt și fără vedere. Și o să zic, Domnule, nu încerca să ne lămurești, că dumneavoastră dimineață va trebui să fii în operație pentru proteză, căci infecția s-a tras la ochiul stâng. Am mai rostit câteva lucruri, aveam dureri la spate, la cap, mi-au făcut calmante, nu simțeam nicio alinare. A început tratamentul, dacă cineva este cadru medical aici, o să-și dea seama, mi s-a făcut mandol rusesc, s-a coborât de la 8 ore la 6 ore, apoi puțin mai jos la 4 ore. Tot așa au parcurs un tratament până, într-o perioadă de 3 săptămâni și 3 zile, până la 15 minute. Infecția nici nu avea treabă cu acestea. Apoi mi s-a făcut celestone în ochi. Fraților, vă mărturisesc, cât mă vedeți așa de slăbuți, mai bine aș fi preferat să iau o bătaie decât să-mi facă cineva, un cadru medical sau oricine ar fi fost, orice specialist, decât să iau celestone în ochi. Erau foarte dureroase și mai ales când auzeam răspunsul celor medici. După ce au constatat că infecția continuă, am refuzat aceea proteză care deja ei o aveau, mi s-a dus cristalin din Olanda, nu s-a putut pune pentru că nu aveau unde, și am fost propus să merg la Câmpina cu 25.000 de dolari pe care nu-i aveam pentru transplant de cornee de la un cățel pichinez sau de la pește. Fiind acolo, știu că eram expus într-o sală unde preotul ținea slujbă în fiecare duminică, veneau fiecare profesor și profesorul Chercota și profesorul Munteanu cu studenții lor și ceilalți și mi se puneau întrebări la ce oră, din ce metal a fost sârma, apoi îmi dădeau răspunsul, ochi afag. Mi s-a spus că sunt pe o mână foarte bună, dar n-am ascultat să merg la Câmpina, proteză, nu am acceptat să mi se pună și am rostit câteva cuvinte. Și le-am spus, dragii mei, eu vă respect. În momentul când eram cu capul într-un aparat, vedeam o culoare albastră, mă întrebau ce vezi, zic, o rază albastră, atât. Când e soare, ce vezi? Zic, văd o portocală, dacă vine omul când e lângă mine cu stingul, pot deosebi, dar prea puțin, iar cu dreptul, zero. Cum dumneavoastră vedeți? Și m-au întrebat care este motivul pentru care refuz să merg la Câmpina. Și am spus, în primul rând, vreau să vă spun că noi, pocăiți, avem un medic suprem. Pe cel care s-a întâlnit și cu orbul Bartimeu. Și m-am întâlnit și eu. Eram bazat pe făgăduințele Domnului. Și le-am spus, dragii mei, indiferent dumneavoastră cum ne credeți pe noi, pe pocăiți, noi nu vă jignim. Dar în urma înștiințării Duhului Sfânt și a fraților care s-au rugat și mi-au făcut ungerea, aveam tot curajul să mărturisesc în fața lor acolo și le-am spus următoarele cuvinte. Dacă cumva voi purta proteză, însemnează că am slujit și eu un Dumnezeu de hârtie, de perete. Care te uiți la el, l-ai privit, alții mai și sărută hârtii și apoi am plecat tot nerezolvat. Și le-am spus în felul următor. Pe mine Domnul Dumnezeu mă va vindeca. Nu dau nume, dar unul dintre medici mi-a pus mâinile pe ambii genunchi
Și au spus în felul următor: când dumitale ai să mai vezi cu genunchi, atunci o să mai vezi cu ochii. Când într-un an și 8 luni, ochiul drept se va usca ca o prună într-un prun și o să vii singur la noi cu sărămâna să te rogi să punem proteză, iar la stângul nu mai avem ce face. Fraților, ei au spus ce au vrut ei, eu am crezut ce o zis Duhul Sfânt, pentru că la mine la pat, pentru prima dată în viață, dintre robii Domnului care m-au vizitat, am fost vizitat de un frate din Botoșani pe nume Grecu Vasile. Avea la vremea aceea, în anul 2000, 103 ani de viață. Invitându-l la o seară de evanghelizare, fratele a întrebat: cine este fratele care m-a invitat? Și frații Biserica Domnului au spus: fratele este la spital, are 7 copii și a pierdut vederea și problemă mare cu el. Și au zis: moșul nu se duce acasă până nu mă duc și eu să-l văd. Fraților, am fost vizitat și de alți frați. Domnul i-a folosit la ungere, frați slujitori. N-are rost să vă dau numele lor, Domnul să-i binecuvinteze. Dar când a venit omul acesta lângă pat, priveau medicii la el, asistentele, cadrele medicale, eram un caz mai special. Când cei 32 de ani de profesie, doamna doctor Francescu n-a avut pe mâna ei un om cu atâta infecție în cap, spunea la vremea aceea doamna doctor. Și omul a spus: dragii mei, eu am 103 ani, copiii mei au fost medici ca și voi și au peste 70 de ani și ei. Copiii fratelui Grecu Vasile au fost medici. Dar vă spun ceva nu de la mine, de la tata de sus. Vine vremea când omul acesta, pentru care m-am rugat, va vedea ca și atunci când a avut 5 ani. Fraților, n-am auzit niciun răspuns, dar plâns am auzit. Și am putut să spun și eu: slăvit să fie Domnul. El a plecat. Când am auzit că nu am șanse, pentru că multe tratamente și picături mi se puneau în ochi, ca să se dilate, le știu numele, dar nu este important lucrul acesta. Doamna doctor mi-a spus că trebuie să stau un an jumate întins la întuneric, nu suportam lumina, mă durea capul de orice rază. Și am spus: doamna doctor, eu plec acasă, refuz și proteza, refuz și transplantul. Și ea mi-a spus: te duci acasă ca să fac eu pușcărie. Și am spus: doamna doctor, eu plec acasă și voi veni la dumneavoastră așa cum Dumnezeu mi-a spus El, că El mă va vindeca. Eu nu dejosez medicina. Medicii îi folosește Domnul până la un loc. Și-au făcut datoria. S-au purtat frumos. Niciodată nu m-am simțit așa de bine când mi se făcea acel tratament și peste 120 de injecții, ca și atunci când doamna doctor Francescu îmi punea mâna pe cap și spunea: vai săracul, până ce-o trecut omul ăsta. Și nu vrea să mă asculte. Dragii mei, am plecat acasă, nerezolvat, cu infecție. Am plecat la semnătură, la cerere, o venit soția, am fost dus acasă. Vă spun sincer, cel mai mic, Corneliu Beniamin, când am fost așezat pe un scaun, și așa am un fizic mai slab, de la suferință, copilul a răsturnat și scaunul cu mine. Și era mic, de-abia avea un an și ceva. Pentru că eram pansat la ochi, aveam infecție, pleoapa dreaptă mi-era căzută jos, umflată, și 2 săptămâni de zile mie mi-a curs tot lichidul și toate lacrimile care le-am avut până atunci. Când eram mai trist și mai supărat, eram conștient că eram al 8-lea copil pentru soție, încă o povară în plus, soția avea permis ca și mine, trebuia să alerge la piață cu legume, copiii erau mărunți, frații ne vizitau, s-au rugat pentru noi, m-au purtat în poșă rugăciune biserica din Belinț împreună cu biserica din Șoșdea, de cel de care v-am spus, fratele Covalenco Vasile, nasta nepăsător, anunțând biserica de 110 membri, cine vrea să stea în jertfă pentru fratele Ionică ca Domnul să nu lasă. Știți câți au fost, fraților? 110 din 110. 6 zile de post înaintea Domnului, fără mâncare.
3 de cerere și 3 de mulțumire. Am fost vizitat de acest iubit frate și scump la spital și medicii i-au spus, în momentul când eram internat, a prins o fază chiar când eu luam injecție în ochiul drept, n-am mai suportat nici să mă privească și apoi au continuat cu multe rugăciuni. De altfel și alți frați din țară, cei ce au auzit despre familia noastră. Fraților, eram acasă, cum vă spuneam, așteptam îndurarea Domnului. Știam că va veni ziua, dar n-am știut când. Pe data de 6 noiembrie am auzit la ușă doi frați care au venit, au intrat înăuntru, au vorbit frumos, erau băieții fratelui Mihai Aslan din Recaș. Domnul să-i binecuvinteze. Oameni care au auzit, au simțit cu noi, tata lor slujea în biserica noastră și n-au stat nepăsători de lucrul acesta. A trimis băieții, m-au luat în mașină, m-au ajutat împreună cu soția, m-au îmbrăcat și am mers la Hitiaș la o seară de părtășie. Fără ca să știu că este seara în care mă așteaptă Fiul lui Dumnezeu și pe mine acolo. Frații s-au bucurat. Eu mă bucuram cu lacrimi. Eram undeva pus de frați acolo pe un scaun și n-am să uit. În seara aceea au slujit frați din Baia Mare, fratele Vasile Bălan, la cântare, la slujire. Mă bucuram de harul Domnului, de prezența Domnului prin cântare, la predică. S-au dus spre miezul nopții, mai târziu, aproape de miezul nopții. Momentul când eram ridicați pe picioare, la rugăciunea de mulțumire, la final, fără ca să știu, Domnul, Cel care mi-a făgăduit să va îndura și de mine, s-a oprit în dreptul meu cu îndurarea Lui. Amin. Era ultima rugăciune. Pentru mine era prima seară de bucurie după 3 săptămâni și 3 zile de spitalizare. În momentul când eram ridicat pe picioare și mă țineam de o bancă, în fața mea, la o dimensiune aproximativ de 80 de centimetri, maxim 1 metru, am văzut o imagine și în acea imagine am văzut o lumină transparentă. În lumina aceea am văzut pentru prima dată palmele celui care a stat în Golgota, ale Domnului Iisus Hristos, doar palmele. Când am văzut palmele venind spre mine, m-am umplut de bucurie și priveam, pentru că doream să le mai văd. Fraților, din momentul acela am început să deosebesc culorile, pentru că știu că Duhul Sfânt, care mi-a făgăduit, l-a anunțat pe un rob a Domnului, eram la o distanță de 15 metri de el, și înainte ca Domnul să se atingă în Hitiaș de mine cu vindecarea, vreau să vă mărturisesc că Domnul i-a făcut de cunoscut unui rob al Domnului și spunea, printre altele, în felul următor: în mijlocul nostru este un frate care este lovit de orbire, dar în seara asta Domnul va vindeca. Fraților, s-au derulat lucrurile. Dar ridicați pe picioare, în ultime momente am simțit și am văzut îndurarea Domnului și eu. Mi-era inima plină de bucurie. Frații n-au știut ce s-a petrecut, însă ei când s-au așezat pe bancă, m-au ridicat în picioare, le-am mărturisit, programul s-a prelungit puțin, apoi doream să ajung acasă repede, la soție, la copii, iar a doua zi să ajung și la spital, să mă întâlnesc cu cadrele medicale, nu să-i ocărâm, să-i vorbim de rău, să ne rugăm ca Domnul să-i lumineze și pe ei. În momentul acela, după ce ne-am bucurat, am ajuns acasă, am avut îndrăzneala să iau telefonul să sun, pentru că soția și noi, familia, aveam toate numele de la spital. Am sunat la doamna doctor Francescu și mi-a răspuns soțul dânsei. El este neurochirurg la dumneavoastră aici la județ. Mi-a răspuns la telefon, nu-l cunoșteam, doar atât îl simțeam când venea și o lua în mașină pe doamna doctor. Mi-a răspuns la telefon, mi-am cerut mii de scuze că deranjez la miezul nopții și spunea, stai liniștit, că noi de-abia am venit de la clinică, soția mea pregătește cartofi.
mă scuzați, pentru Pireu și o să vină. Am auzit-o cu urechile mele când a rostit următoarele cuvinte. Oh, ăsta e pocăitul de la Belinț. Și am zis, Doamne, ajută-l să fie mai pocăit. A venit doamna doctor și spune, măi omule, care e situația de vorbește așa de voios? Însemnează că în spital n-am vorbit chiar așa de voios, fraților. Păi zic, doamna doctor, mulțumesc, Dumnezeu, mă simt bine. Deci auzi, ca să fiu liniștită, nu vrei să vii mâine până la spital să te aducă doamna, pentru că vreau să-mi iau concediu și nu mi-am liniște în inima mea de când ai plecat de aici, când mă gândesc ce se întâmplă cu tine. Să nu mai mă sune din America. Am cumnat în America, poate că erau gata să plătească transplantul acela de cornee, dar am refuzat, fraților, că noi avem pe Domnul Iisus care lucrează gratis. Slăvit să-i fie numele Lui. Și prin harul Domnului s-a terminat și cu suferința, s-a terminat și cu orbirea, fraților. M-am urcat în mașină frumos, tot în aceea mașină cu care am fost la câmp, am condus până la Timișoara, am parcat regulamentar în fața clinicii și am intrat înăuntru. Dar aveam o surpriză. La ușă, cum ar fi la dumneavoastră aici pe hol, spațiul este mic, dacă ați ajuns pe acolo și doresc să nu mai ajungă nimeni pe acolo. Am numărat în fața mea 44 de persoane. Mă gândeam, Doamne, când vine rândul meu acum? Că durează până ia în seamă, până fiecare era planificat, dar n-am fost așa. Momentul când am ajuns, am auzit strigăt ca la noi la munte. Doamna doctor Francescu striga pe acel medic arab, colegul ei, subalternul ei, s-adun, vino să-l vezi repede pe pocăitul de la Belinț cu ochii deschiși. Și am zis, doamna doctor, nu e așa de pocăit, mai trebuie să se pocăiască. A venit medicul, m-a luat de braț și am zis, domnul doctor, nu mai trebuie să mă luați de braț, nu mai trebuie să-mi puneți acum litere din alea de 30 de centimetri, pot să citesc, slavă Domnului, dar zic, nu vă încurc, nu. Doamna doctor, de altfel, oamenii care știu să lucreze frumos și ordonat, a ieșit afară, i-a rugat pe oameni să aștepte, pentru că mulți dintre ei care au venit la control mă cunoșteau, că au fost la spital. Și a cerut scuză pentru că le-a spus, durează puțin, că avem o problemă cu omul ăsta și vrem să vedem ce s-a întâmplat cu el. Fraților, urma acum cercetarea orbului de farisei. Știți cât a durat? 2 ore și jumătate. Noi nu o să vă ținem 2 ore jumate aici. Slavă Domnului, dacă am la dumneavoastră, cred că avem bucuria să vă spunem numai ce a făcut Domnul, nici 1% nu mi-au din slava Lui. Toată lauda o merită El. Amin. S-a deschis ușa, a venit doamna conferențial Coș împreună cu soțul, oameni vâstre, oameni cu experiență. Am primit răspunsuri frumoase. Când am fost cu capul în aparat, auzeam alte răspunsuri total diferite de cele care le-am avut până atunci. Ochi perfect sănătos. Eu strigam, măriți să fie Domnul. Venea altul. Plaga este vindecată complet. Strigam, slăvit să fie medicul Iisus Hristos. Amin. Și doamna doctor m-a întrebat, zicea, Ionică, spune-mi, te rog, ochiul este format din multe câmpuri pupilare, n-aș ști să vi le spun, 11 sau mai multe, nu-i carne, acolo sunt malichide. Ce s-a întâmplat? Unde ai fost? Și am zis, doamna doctor, am fost la cel mai mare spital de oftalmologie. Unde? La Hitiaș. N-am auzit. Între Topolovăț și Buziaș. Acolo s-a prezentat Fiul lui Dumnezeu. Și nu i-am văzut decât palmele. Aleluia. Dar zic, doamna doctor, uitați că ele sunt la mine, soția de față. Întrebați-o cine a venit cu mașina. Știți ce au spus? Dacă veneai din America, de la Cluj, de la Târgu Mureș, și spune că ochiul acesta și celălalt, ori fost cum ori fost eu ca medic, nu credeam, dar fiindcă ai fost pe mâna mea, acum trebuie să ne spui tot ce s-a întâmplat. Dar zic, mai aveți timp? Fraților, a lovit cu mâna dreaptă tocul de sus. Doamna este o doamnă mai înaltă, blondă. Știți ce a spus cu gura ei? Să nu mai aud că te urci la volan și vii la Timișoara. Dar zic, nu mai am dreptul la permis? Și a zis, nu asta vreau să spun. Ce ți-a făcut ție Dumnezeu? Tu meriți ca să vii pe coate și genunchi. Că noi așa n-am văzut așa ceva. Dar zic, stai să vedem cu promisiunea cum rămâne. Acum am permis și eu să spun. Dumneavoastră a spus
împreună cu colegii, că eu o să mai văd cu genunchi, dar cu ochii nu. Acum stăm cu hotărârea, vă pocăiți sau nu? Chiar așa mi-au spus fraților, că dacă văd că eu mă duc la ei vindecat de Dumnezeu, ei se pocăiesc toți. Fraților, s-a terminat discuția, am plecat acasă și am spus, doamna doctor, vă spun că eu azi noapte n-am dormit. După ce am venit la Hitiaș, m-a rugat Domnului și am transportat 2 tone de cartofi și 2 tone de îngrășăminte chimice. Le-am mutat pentru că era nevoie, eram 2 familii în aceeași curte și trebuie să liberez un teren, un spațiu. Eu care nu aveam voie să mișc nici pixul să ridic de jos dacă cade sau altceva. Pentru că situația a fost diferită și oamenii au înțeles cum au vrut ei și acum declarația medicală pentru cei care doresc, spitalul e foarte aproape, la mine pe ieșirea din spital scrie în felul următor. Scria de fapt. Se constată ruperea corpului principal, motiv pentru care nu se poate pune implant. Fraților, cristalin ochi nu este, infecție nu mai este și totuși pot să citesc până în ziua de astăzi și sunt deja luna viitoare în 23, 16 ani. Din toată inima pot să strig lăudat să fie Domnul. Până la ora actuală am parcurs peste 2 milioane de kilometri. Să țineți minte ce vă spun. Altă dată când îi spun la soție, ea zice, lasă-mă că eu am în mașalier mai mulți ca tine. Fraților, vă mărturisesc și vă spun, în momentul când eram în fața lor, le-am spus, doamna doctor, chiar dacă oamenii au vorbit și dumneavoastră ce ați vrut, în localitate la noi s-a dus un zvon și mulți dintre frați care ori auzit situația mea, ori dus vestea mai departe, dar până și de la Biserica Ortodoxă, oamenii au stat în post pentru mine. Le-am mulțumit celor care am aflat despre ei. Și au zis o vorbă, acum laudea Domnului oamenii, dacă pe omul acesta, un fost șef de post, e vecin cu casa Domnului de rugăciune, domnul Jibu, dacă pe omul ăsta l-a lovit Dumnezeu și a luat vederea care va fi sfârșitul nostru, și nu m-am înălțat, pentru că sunt om cu slăbiciuni, dar Domnul Dumnezeu a avut milă și de mine. Și atunci, dumneavoastră, cum spuneți? Să tac sau să mărturisesc mai departe? N-am cum să tac, fraților, pentru că am fost persoana care m-a cărat alții de braț. Și la ora actuală, cu bucurie, am venit la dumneavoastră să vă spun, dacă ați vedea uneva în public, nu numai bisericile în care am mărturisit, persoane, chiar și una dacă a fost, n-am putut să tac, cred că ar fi un număr mare. Dar ceea ce doresc, doresc să ajung acolo unde medicii când eram pe mâna lor, chiar dacă vă spun mai spre final, și spuneau tot felul de cuvinte pentru că n-am șanse, Domnul mi-a făcut parte în timpul nopților care eu aveam neliniște, durere, dar în suflet aveam pace, fraților, și bucurie, și în seara când am avut cele mai mari dureri, mi-a arătat Domnul munte înalt, mi-a arătat persoane care le cunoșteam chiar din Biserica Domnului. Urcând pe muntele acela cu o viteză mare, cu o mașină albă care eram la volanul ei și conduceam, doream să ajung în vârful muntelui, în grabă. Urcând pe munte în sus, asta era vedenie în timpul nopții, urcând pe munte am văzut frați care erau foarte ocupați, erau angrenați în lucruri care n-am observat, nu erau nici fructe de pădure, nu era nimic, dar căutau prin frunze, prin pădure și nu era nimic. Perdeau vremea degeaba în loc să urce pe munte. Domnul să ne ajute să urcăm de bună voie ca să nu ne sălească El de la spate, fraților. Ascultați bine ce vă spun acum. Când am ajuns în vârful muntelui, l-am văzut pe Domnul la o distanță cam de 10-15 metri, care mă aștepta cu drag, cu brațele deschise. Și am strigat în spital, în gura mare, slavă Domnului că am ajuns și eu. Și m-au auzit oamenii de acolo, internații care au și bolnavi și au zis, săracul, și-au pierdut și mințile pe lângă, că și-au pierdut și vederea. Fraților, eu am zis așa, dar pentru mine a fost o mare bucurie. Iar dimineața, la raport, când au venit medicii, vreau să vă mărturisesc cu tărie lucrul acesta, doamna doctor mi-a spus niște cuvinte care eu n-aș fi crezut că ar fi fost chiar așa. Omule,
sârma aceea care ți-a intrat ție prin ochi, 3,5 cm, s-a oprit la ultima pieliță care o crotește creierul. Dacă și pielița aceea în spatele ochiului, eu și acum când vă privesc pe dumneavoastră, dacă mă uit la o lumină mai puternică, văd o mică virgulă. M-a lăsat Domnul atenționare, ca să nu uit. O mică virgulă. Știți dumneavoastră ce însemnează? După o virgulă apare a doua persoană. Dar prima persoană care s-a atins de mine a fost Domnul. Și îi mulțumesc. Și în momentul acela spunea doctorița Francescu, omule, ai fost la un pas să treci în lumea celor drepți. Și am zis, pentru atât? Și au zis, da, pentru că creierul putea să fie inundat cu sânge și n-ai mai avut timp să zici nici măcar un cuvânt. Murei cu tulei în brață. Dar, dragii mei, acolo a fost mâna Domnului și s-a oprit. Însă Dumnezeu așa ne testează ca să-și proslăvească numele. Au venit persoane care m-au vizitat, alții spuneau, o... Parcă mai bine, zicea ei, dacă ți-ai fi rupt o mână. Am zis, Doamne, ferește! Parcă mai bine ar fi dacă pierdeai altceva, dar nu ochiul, vederea cei mai scump. Dragii mei, ați observat dacă mergeți pe bicicletă, chiar și o musculiță, dacă intră în ochi, parcă e deranjant. M-a trecut Domnul prin școala asta, pentru că ne rostim prin versul unei cântări și spune poetul în felul următor, Domnul-i calea adevărul, El dă pace, bucurie. El a dat la ori vedere și mi-a dat și mie. Și mulțumesc Domnului că s-a îndurat, m-a binecuvântat și încă a avut milă și de familia mea să ajung aceste momente și în ziua de astăzi să mă bucur cu frații de la Timișoara și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Dacă cumva am supărat în mărturisire pe cineva, îl rog frumos să se gândească cât este de greu atunci când Domnul ne trece prin școala aceasta a pocăinței. Dar, fraților, să nu uitați un lucru. Când noi ne adunăm în casa Domnului, știm că aici este biserica unde Domnul înalță rugăciunile sus, la El le ridică și le ascultă? Eu sunt răspunsul rugăciunilor familiei, a fraților și sunt aici pentru că Domnul s-a îndurat ca să-și proslăvească numele. Când am văzut vindecarea Domnului, când am văzut prezența Domnului, când am văzut promisiunea Domnului împlinită, n-am stat nepăsător. Mi-a trebuit o ziulică întreagă să colind numai strada principală din Belinț, de la poartă la poartă, să mă vadă oamenii că totuși Dumnezeu pocăiților îi vindecă pe ei. Și-ar dori ca Dumnezeul nostru cel viu și adevărat să domnească în orice inimă. Amin. Oamenii au rămas bucuroși, am avut diferite strângeri, am avut evanghelizări și Dumnezeu a avut în plan să avem și noi o casă de rugăciune. Nu știu dacă cei din loc de aici vă bucurați de locul acesta, vă bucurați de slujitorii Domnului. Eu doresc ca Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, dar și pe dumneavoastră. Pentru că văd numai nemulțumire, frații, în lumea aceasta. Oameni care au vedere nemulțumiți, care au de toate nemulțumiți, atunci când o să fim mulțumiți? Dragii mei! Spune cuvântul Domnului că cel neprihănit are un ospăț necurmat. Și fiindcă Domnul a pregătit pentru dumneavoastră un cuvânt în ziua de astăzi, eu nu ocup timpul fraților, dar m-am gândit la lucrarea lui Dumnezeu, care Dumnezeu mai întâi ne pregătește, că n-ai cum, alții vor să termine facultatea și nu au ajuns să treacă pe la clasele primare, așa sunt oamenii. Dar să știți că în pocăință nu e așa. Dumnezeu ne testează, ne bagă, fraților, ne îngăduie să trecem pe la cuptorul cu foc, dar tot El are milă de noi. Că nu-i spre nenorocire. În Biblie scrie, toate lucrurile lucrează spre binele celor. Noi vrem, fraților, numai să vrem alte lucruri pământești, dar Domnul vrea ca să fim pregătiți și pentru ce spunea Duhul Sfânt la ora de rugăciune. Pentru vremurile care sunt la ușă și sunt gata să vină peste noi. Să știți că atunci când Domnul îngăduie să trecem prin anumite teste, după aceea vom trece mult mai ușor. Eu doresc ca Domnul să vă ține de mână pe toți. Am gândit acum, înainte de a încheia, să citesc un cuvânt al Domnului care dumneavoastră sunteți obișnuiți, familiarizați și mai ales frații slujitori, care vă gândiți la partea de neprihănire care trebuie să o trăim. Am avut harul din partea Domnului, după o perioadă de încercare despre care v-am mărturisit,
Și gândindu-ne că mulți oameni ai Evangheliei, ai Scripturii, Dumnezeu s-a lăudat cu ei. Noi dorim ca Domnul într-o zi să se laude și cu noi, fraților. Dar să știți și să nu uitați că Domnul dă biruință, dă ajutor, dar nu înainte de a trece prin școala în care Domnul vrea să ne testeze. În scurte cuvinte doresc să citesc un cuvânt care îl găsim scris, nu că nu ar fi fost suficient ce s-a citit, dar vis-a-vis de lucrarea de neprihănire, de autoritatea și sprijinul Domnului, găsim cuvântul acesta în cartea lui Ezechiel, la pagina Bibliei 814, versetul 14, atât. Chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Iar răspunsul fraților găsim la versetul 20. Acești trei oameni neprihăniți. Domnul mi-a făcut parte pe lângă faptul că v-am mărturisit, că soția, familia mea a găzduit pe fratele Grecu Vasile în perioada când eu am fost îngăduit de Domnul să trec prin acea școală, omul acesta cu o vârstă înaintată, dar vă spun cu iubire. În momentul când am început clădirea în Belinț, prin promisiunile Domnului, prin înștiințările Duhului Sfânt, că Domnul își începe o lucrare nouă în cetate, și vă rog, fraților, să rețineți. Îngerii nu vin să sape fundații. Oamenii trebuie să sape, dar Dumnezeu trimite binecuvântări. Amin. Și trebuie să fim oameni și cu inimă largă, slăvit să fie Domnul. N-am venit la dumneavoastră după resurse, nici după bani. Am venit să mă laud cu un Dumnezeu care este viu și minunat. Dar ca Dumnezeu să mă țină în continuare, pentru că ca și om am slăbit și eu în perioada aceea de administrație, când am început construcția, eram la faza de acoperiș, că de-abia un an de zile am avut de când noi am sărbat deschiderea noului locaș. Fratele Cristi a fost părtaș la seara aceea de sărbătoare. Pentru faptul că Domnul lucrează cum am mai lucrat, m-a înștiințat pe data de 19 septembrie anul 2010 în localitatea Șuștrea și o Domnul în felul următor. În scurte cuvinte vreau să menționez și lucrul acesta. Pregătește-te, bărbatule, că îți voi trimite în toiul nopții un sol ceresc și apoi vei înțelege în continuare că nu tu ești cel care porți de grijă lucrării mele, dar tu vestea trebuie să o duci. Adică, fraților, să nu înțelegem că fără mine nu se poate nimic. Fără Domnul nu se poate. Fără noi, Dumnezeu, să știți că poate, cheamă pe altul. Dar doresc ca să ne rugăm Domnului să rămânem credincioși în continuare. Eram frământat. Prin diferite etape care le-am parcurs până la acoperiș, Domnul ne-a ajutat și în decurs de 6 luni de zile am ajuns în faza de acoperiș, dar nu aveam tabla și nici banii necesari. Slujirea a fost între orele 3 și 5 în localitatea aceea, unde am slujit la cina Domnului, cu frații, ne-am bucurat. Am ajuns la ora 18, orele 6 în acea zi la Belinț, le-am mărturisit la frați că o să avem musafiri. Eu n-am înțeles clar că Domnul a specificat, voi trimite la tine acasă solul meu. Nu a zis Domnul la biserică. Fraților, am plecat, nu ne-a vizitat nimeni. Mers acasă, n-a venit nimeni. Pentru că la noi în casă este casa lui Ioan Marcu. Și doresc ca Domnul să vă ajute și pe dumneavoastră. Cei ce sunteți, să fiți primitori de oaspeți și Domnul vă va răsplăti. Domnul are cronicile lui, fraților, și tot se notează. Apoi s-a făcut miezul nopții, a fost orele 12, a fost 1 și m-am pus să mă odihnesc. N-a venit nimeni. La ora 2, când eram ațipit, eram adormit, dormeam, am auzit o voce care m-a strigat pe nume. Am deschis ochii, eu nu sunt proroc, fraților, Domnul mi-a arătat alte vedenii când eram în suferință și anumite visuri importante, dar lucrul acesta nu vreau să-l trec cu vederea și doresc să vi-l mărturisesc că unul din acești trei oameni despre care v-am citit, Noe, Daniel și Iov, unul dintre ei s-a prezentat și pe nume primul, Noe, și spun slăvit să fie Domnul.
Eu nu sunt Fecioara Maria, nici alți sfinți, ca să creadă cineva că eu sunt mai deosebit, dar Domnul mi-a făcut parte de harul acesta și acest bărbat, când l-a trimis Domnul la noi în casă, m-a strigat pe nume. Am deschis ochii, l-am privit, a vorbit maxim 3 minute din timpul nostru, era ora 2, aveam 2 ceasuri lângă mine, pe noptieră m-am uitat la el, mi-era frică, nu știam ce s-a întâmplat, pe unde a intrat, cu ușile închise. Era cu mâna dreaptă la piept și a spus în felul următor: adu-ți aminte ce ți-a vorbit Domnul Dumnezeu la Șuștrea, că va trimite un sol ceresc la tine acasă. Iată că îngerii Domnului se prezintă, fraților, solii Domnului îi spun numele. Amin. Am venit să spun cum m-a ajutat pe mine Domnul Dumnezeu să-mi termin corabia, la fel te va ajuta să gați casa de rugăciune. De ce ți-e frică? Și n-am înțeles de frică nimic, că tremuram și mă gândeam pe cine să sun, ce să mă fac. Fraților, o putere și o căldură dumnezească și un miros plăcut, că așa vin solii Domnului. Și-o spus în felul următor: nu știi cine sunt? Și-am zis: nu. Zic, dumneavoastră ați vorbit, atât am putut să zic, de corăbii, așa s-au făcut pe vremuri. Și-o zis: eu am fost propovăduitorul neprihănirii. M-a umplut bucuria. Eu sunt bătrânul Noe. Și-o zis: dimineață, în zorii zile, vei primi toți banii pentru acoperiș, că Domnul m-a trimis să spun. Dar nu tu porți de grijă lucrării, dar tu să duci vestea mai departe. Deci, doar un simplu poștaș al Domnului. Fraților, am rămas singur, m-am uitat la ambele ceasuri, era ora 5 dimineața. Nu-mi pot imagina că eu, cum am dedus, am înțeles doar câteva cuvinte scurte și m-am gândit să fi trecut 2-3 minute. Cum s-au dus 3 ore, nu știu. Pentru mine n-a mai fost altceva decât bucurie, plâns. I-am spus la soție ce s-a întâmplat. Mi-au spus niște cuvinte, fiindcă era surprinsă de lucrul acesta, au zis: cred că ție ți-e gândul tot la bani, de-aia aveți numai lucruri din ăștia. Și am zis: draga mea, Dumnezeu m-a făcut parte de harul acesta, dar vedem cum stau lucrurile acum dimineața. Dragii mei, în cele mai scurte cuvinte eu mă voi opri. Am ajuns în localitatea Izvin, la o poartă, la cineva cu marfă, cu legume. Soția unui frate spunea: frate dragă, vreau să spun, în fața ta a venit alt om, nu poți să-ți cumpăr marfă, că tot un frate a fost și anul de lui. Zic: soră, și dacă nu vând astăzi nimic, eu am bucuria pentru că Domnul Dumnezeu m-a făcut parte de harul despre care v-am spus dumneavoastră, să mă întâlnesc de azi noapte la ora 2 cu bătrânul Noe. Dar zice: frate Ionică, ai visat, ai avut vedenii sau l-ai văzut în realitate? Și am zis: soră, ca și cum dumneavoastră îi spune mâine la frați că ai visat că am venit cu legume. Ați visat sau sunt aici? Păi ești aici. Fraților, am plecat de acolo, n-am vândut nimic. La ora 10 am fost căutat de un frate. Până la ora aceea aveam primit 97 de milioane, 9700 de lei. Pot să spun și acum slăvit să fie Domnul. Că el a lucrat. Apoi, soțul acestei surori m-a căutat, m-a întrebat: frate, ai visat? A fost vedenie. Zic: frate, nu sunt proroc. Domnul mi-a făcut parte de harul acesta ca să mă încurajeze și mulțumesc Domnului că lucrarea lui și el poartă de grijă. Vă mărturisesc că am fost căutat de a doua persoană și aveam deja încă 10 milioane în plus, încă 1000 de lei, 107. Și toată diferența am primit-o de la un alt frate care a completat până la 164 de milioane, 1640 în ziua respectivă. Pot să spun slăvit să fie Domnul. Mulțumesc Domnului pentru harul lui, căci Dumnezeul nostru, cel care veghează asupra tuturor lucrurilor, el le dă și un bun sfârșit. Doresc ca cei care au pornit călătoria cu Domnul, Domnul să ajute să finalizeze cu bine. Cei care urmează să intre în legământ, Domnul să ajute să se grăbească. Pentru că Dumnezeu așa lucrează. Dumnezeu, fraților, a îngăduit încercarea aceasta, dar nu semnează că la toți va fi încercarea la fel. Prin toate încercările prin care Domnul v-a îngăduit să treceți, să vă scoată Domnul biruitori. Iar dacă este cineva în locul acesta care nu-L cunoaște ca medic pe Domnul Iisus Hristos, doresc ca Domnul să rămână medic. Și cel care și-o îndrepta privire și peste mine, să aibă privire îndreptate spre frații slujitori din biserica aceasta, spre biserica Domnului
și doresc ca locul acesta să fie neîncăpător. Fiți binecuvântați de Domnul, vă mulțumesc că m-ați primit cu bucurie. Domnul să vă răsplătească!